Domnule președinte, au existat voci din Partidul Social Democrat care și-au exprimat dezamăgirea, frustrarea, nemulțumirea față de Tudor El Toader. Care este opinia dumneavoastră în legătură cu ministrul justiției și cu repetata amânarea prezentării raportului privind activitatea DNA? Eu nu sunt dezamăgit de ministrul justiției, știu pozițiile unor colegi, dar asta nu este un subiect care să fie așa decis foarte repede și fără o temeinică documentare și pregătire. Eu îl consider în continuare pe Tudor El Toader un om de bună credință, un profesionist, un om cu expertiză serioasă, un om serios și cred că decizia pe care o va lua, nu știu care va fi aia, va fi argumentată. Adică nu l-am văzut niciodată pe domnul Tudor El Toader să anunțe ceva sau să propună ceva fără să aibă o argumentație foarte serioasă. Eu n-am, repet, niciun fel de dezamăgire în ceea ce privește pe domnul Tudor El Toader. Are ritmul dumnealui. Și s-a întâmplat acum, că în zilele respective, era plecat în Japonia o vizită programată de mult. Dar primul ministru i-a cerut să se întoarcă și s-a întors. Așadar, președintele PSD, Liviu Dragnea, este mulțumit de Tudor El.